aici, la parcul regional turistic de Comun Cortișan. A fost greu, foarte greu, avem câțiva ani de când tot pregătim acest moment. În ultimele 6 luni a fost o muncă ținută extraordinară. Eu am mulțumesc celor din stafful de secuția că au fost alături de mine și că m-au înțeles. Și uitați că am pregătit acest super moment. Eu în acest punct începem să operăm la maxim cu toate obiectivele. Operăm atât în partea de heleștiau pe părți și răbucicete, cât și în partea de teatru, tot ce ți-a terenuri. Ei s-a deschis tot. În momentul acesta, adaptăm doar la condițiile meteo și va fi totul funcțional. Scena exterioară stă deja sub tratament de câteva zile. Pune apa ușor, ușor să dea deși acolo. Sperăm să o ducem la 22-23 de grade, spre 24, pentru că conform legislației. Celor care vor să iasă afară, să facă plajă. Numai să ne ajute vreme. Dar nu, apa din piscina exterioară se încălzește. Așadar, de care ne face baie la piscina exterioară, acum are 17 grade, dar de la o zi la alta crește cu 1 grad temperatură la piscina exterioară.